Un caz revoltător a fost scos la iveală de polițiști din Spania. O familie de români și-a vândut cele două fete de 14 și 15 ani, obligându-le practic să se căsătorească. Acum părinții și alte trei persoane sunt cercetate pentru trafic de minori, sclavie și este posibil să se adauge și acuzația de viol. Corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică, știe întreaga poveste. Alin, cât au luat românii pe cele două fete și ce se va întâmpla acum? Au fost reținute 5 persoane, 2 sunt părinții fetelor, 2 sunt părinții mirilor, iar unul este chiar unul dintre miri, pentru că are peste 18 ani și este pus și el sub acuzare. Pedeapsa pe care o pot primi variază între 10 și 15 ani, depinde de cât de mult vor accepta judecătorii din ceea ce acuză și cer procurorii. Povestea în sine este în felul următor. Acum un an, un profesor al celor două surori și-a dat seama că acestea lipsesc de foarte mult timp. Procedura aici este ca profesorul să ia legătura cu părintele să afle ce se întâmplă. Ei bine, pentru că nu a reușit și nu a primit niciun răspuns, s-a dus la poliție. Poliția a început cercetările ca să citez unul dintre procurorii care se ocupă de caz și au dat seama că este vorba de un subgrup cultural din România, care acționează sau are o tradiție de acest fel, și atunci pista a fost destul de clară. Au început să caute fetele, le-au găsit după un an, după două operațiuni specifice, una numită București și una numită Nunta, două cuvinte românești folosite de polițiști spanioli, și iată că după un an au găsit cele două fete în familiile unde erau trimise, unde au fost vândute. Au fost puse sub plasament. De asemenea, părinții au fost reținuți și puși sub acuzare. Acuzațiile sunt grave, mai ales că același plan aveau părinții și cu a treia soră, o fetiță de numai 12 ani, care deja, spun ei, a fost vândută unei familii. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.